Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibe Station. Good Vibe Station, bună dimineața! Gheața bună! Suntem trei iară! Noi suntem foarte veseli și foarte fericiți, chiar dacă nu se vede pe fața noastră, este în sufletul nostru. Deci fiindcă fericit, avem dragă. O chestie pe care o să ne spună Nadina la știri care și dacă ni muște. Se spune... Îmi spura un puf și mi se pune pe gene. Deci fii atent că eu eram, o să ne zică Nadina o chestie la știri și tu zici care prinde muște și mă gândeam că o să vorbească despre un aparat de prins muște. Da, Comisia Europeană cere statelor membre ale Uniunii să introducă cât mai repede săptămâna de lucru de 4 zile. Tam, tam! Yep. Și gâdam ce gâdam. Acum nu știu dacă suntem și noi vizați. Vezi? A ajuns și la tine. Am omorât niște musculiți. Săptămâna de lucru de 4 zile, asta înseamnă că o să avem weekend-uri de 3 zile, dar întrebarea mea este... Sunt de foarte când curios. Se introduce? Stai că m-am trezit și eu de când. Urmează, se... dai seama. Mi-am întors spatele, uitați-vă să Mă uit că Greg e mai interesat de treaba asta, la fel cum sunt și e eu de interesant? Asta. M-a interesat de săptămâna de lucru de 4 zile. Am probleme și cu auzul. În cele 4 zile în care vom munci, întrebarea este câte ore vom munci? Vom recupera? Că la noi totul se recupere. Aici e tricky, că s-ar putea să muncim un pic mai mult, poate adică, 9 sau 10 ore pe zi. Mă bag. Dar eu zic că tot e preferabil. Adică ne face matinalul 5 ore? Da, dă-ți seama 4, că noi... Hai 4 maxim. Ne face 4, nu ne face 5 și ne dă liber vinerea? Păi nu ați sta așa, domnul nu ați vrea așa? Iosif. Și să fim liberi vineri, sâmbătă, duminică. Călăuza noastră. Așadar, așa. Săptămâna de lucru de 4 zile, aflăm mai multe și mai în amănunt normal de la Nadina Zisu imediat, plus multe alte știri la fel de interesante. Așa că să-i dăm drumul cu știrile. Ore este ora 9 fără cât 10-20 de secunde. Nu, ia uite, este 9 fix. Hai să-i dăm drumul cu știrile. Bună dimineața din nou! Nu doar în educație este criză, polițiștii de penitenciare sunt astăzi în grevă japoneză, iar mâine nu vor lucra timp de câteva ore, a anunțat Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Polițiștii sunt nemulțumiți de reforma pensiilor speciale. Guvernul a venit cu o nouă propunere pentru profesori, să le ofere două prime de câte 2000 de lei fiecare în iunie și octombrie. Practic, guvernul a adăugat 1500 de lei în plus față de oferta făcută inițial. Angajații din educație vor da un răspuns astăzi. Până atunci, greva din școli continuă, la fel și protestele profesorilor. Astăzi, la ora 11, are loc un meeting cu aproape 20.000 de cadre didactice în Piața Victoriei, meeting care va continua în marș până la Cotroceni. Sunt anunțate mai multe restricții de trafic, iar poliția recomandă șoferilor să evite deplasarea în aceste zone. Consiliul Național al Elevilor cere o procedură de urgență pentru înscrierea absolvenților de liceu la bacalaureat. Înscrierile ar fi trebuit să înceapă cu o zi în urmă, însă din cauza grevei, mulți elevi nu și-au putut ridica fișele matricole. La finalul săptămânii viitoare, elevii de clasa 12 ar trebui să termine cursurile. Vremea rea a făcut ravagii la Reșița, apa s-a revărsat de pe versanți cu putere după o rupere de nori nemai văzută de localnici. Străzile au fost transformate în râuri, mașinile au fost luate pe sus de buhoaie, iar oamenii s-au trezit blocați în case. Ploaia torențială s-a oprit, însă vestul țării rămâne în continuare în pericol. Problemele cu apa caldă în București sunt departe de a fi rezolvate. Primarul capitalei Nicușor Dan a anunțat că și în această vară este posibil ca mai multe blocuri să nu aibă apă caldă în anumite perioade. Principalele motive sunt lucrările de reparații, dar și reviziile anuale în care ceturile din București intră odată cu venirea verii. Săptămâna de lucru de 4 zile ar putea deveni realitate și la noi în țară. Uniunea Europeană cere tuturor statelor să introducă acest program cât mai repede. La baza deciziei oficialilor europeni stă viziunea noii generații, care nu mai este atrasă de joburile full-time și vrea mai mult timp pentru viața personală. Prin săptămâna de 4 zile, comisarii Uniunii Europene spun că ar putea fi umplute golurile de personal din mai multe industrii. Un bărbat din județul Buzău care s-a plâns că nu a primit bon fiscal la o servare câmpenească a fost bătut măr de doi comercianți chiar sub ochii polițiștilor. Cum ar fi să ajungi la serviciu și să fii trimis acasă pentru că nu știai că e zi liberă? Letonii au mers degeaba la muncă ieri dimineață când au aflat că Parlamentul s-a reunit la miezul nopții pentru a declara o zi de sărbătoare, după ce echipa națională de hockey pe gheață a obținut cel mai bun rezultat la campionatul mondial, medalia de bronz.
Casa de vacanță a cântăreței Tina Turner din Elveția va fi transformată în muzeu. Soțul regretatei artiste are de gând să expună acolo mai multe amintiri din cariera ei. Vă amintim, Tina Turner a murit în urmă cu 5 zile, la vârsta de 83 de ani. Iar Novak Djokovic, numărul 3 mondial, s-a calificat fără emoții în turul 2 la Roland Garros. Tenismenul sârb speră să plece acasă cu cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam. Cam atât la știrile orei 9, ne auzim și ora următoare. Dimineața pe 2. Încă n-am vrut să vă plictisesc prea mult cu știri de la Roland Garros. Îi urmăresc cu tenis, Grig știe foarte bine. Avem și o surpriză mare acolo. Felix Auger-Aliassime eliminat de Fabio Fognini. Asta Felix, cum ai zis? Felix Auger-Aliassime, canadian. Ah, ok. Favoritul 10 este al bine sau e rău? Adică nu e bine pentru săracu, e un copil bun care eu joacă. Eu te întreb de fiindcă ai văzut cum dau cu racheta în Dai bine, să știi. Pentru un începător, da, pentru un începător chiar da. Sâmbătă avem vreo șansă să ne vedem, să ne auzim din nou la tenis. Vrei să vii și tu, Nadina? Eu și fetele, Claudia și Alexandra, așteptăm în continuare să fim invitate. Ah, bine. Deci va trebui să luăm să luăm două terenuri, da? Deci o să închiriem două terenuri. Pentru mine o să iei două, fiindcă ai văzut eu unde dau cu mingea. Să dai pe terenul celălalt. Dau ele înapoi, știi, nu e nicio problemă. Dar oricum mergem, vă promit că mergem și la tenis, mergem și la squash. Și mergem și la acolo nu. E prea mult efort, Foarte, foarte solicitant squash-ul. Da. Și am stat pe margine și am văzut. Depinde, nu, trebuie să dai. Da. Mi se pare punct. Mai solicitant decât tenis. Hai să râzi, badmintonul e mai solicitant decât squash-ul. Da? Dacă îl joci cum trebuie. Deci mergem. Tenis, badminton, squash, deci promit. Trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie, ca să concluzionăm și să rămânem aici în dimineața pe 2. Ora asta avem și o super invitată, îți vine să o mănânci. Holy moly, guacamole. Îmi place mult și Holy Moly, îmi place și guacamole. Ne reauzim și ne revedem cu Nadina Zisu peste cam o oră. Între timp rămânem aici împreună dimineața pe 2. Suntem pe canal de 2, nu uitați, căutați-ne, că sigur, sigur ne găsiți, ne și vedeți la față, la chip, la ce vreți voi, la decor. La voce. La voce. Ne auziți și pe radio Impulsor, cum ne auzim în toată țara. Neața. Neața. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits.